Mind Architect Powered by Europa FM Bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM Salutare, Paul Olteanu Sper că ediția de data trecută va a pofta să aflați mai mult despre voi V-am explicat, prin... v-am explicat, eu am întrebat și Paul v-a explicat de ce adolescenții funcționează așa cum îi știți, dar astăzi vă provocăm și mai tare. Paul Olteanu spune la un moment dat că normalitatea, așa cum o percepem noi, de fapt nu există, dar înainte de a ne arunca în explicație știu că deja v-am șocat, adică cum adică, nu există? Cum adică nu există normalitatea? Să spunem că Mind Architect este cel mai ascultat podcast din România, că a venit la Europa FM prin realizatorul său, trainerul Paul Olteanu, și că încercăm să explicăm aspecte legate de modul în care funcționează creierul nostru și chimia relațiilor și a emoțiilor dintre noi. Paul, episodul acesta despre normalitate. Uh -huh. Despre care Sau, tu spui... lipsa Sau lipsa ei. Sau lipsa ei. Ce înseamnă că normalitatea, așa cum o percepem, nu există? Eu în anii ăștia de training am descoperit gradual o realitate neurobiologică despre cum construiește creierul nostru modelul nostru despre realitate. Și lucrurile se întâmplă în felul următor. Când are loc un eveniment exterior, când primești un mail, când te sună cineva, când te uiți la știri, când asculți conversația noastră, Creierul ce captează, prima dată, informație senzorială care în general e de cinci feluri. Vizuală, auditivă, cum e cazul nostru, kinestezică, simț tactil, olfactivă și gustativă. Deci noi avem în esență cinci tipuri de date de input care pătrund în sistemul nostru nervos. Și aici apare partea interesantă. Oamenii trăiesc cu sentimentul că ce s-a întâmplat în exterior, ce am citit într-o carte, ce am auzit într-o emisiune, ce s-a produs în exterior, eu fix aia am înțeles, fix aia am perceput în viața interioară. Nu e așa. Primul lucru pe care îl face creierul nostru când primește informația asta senzorială din exterior e că o filtrează într-o serie de filtre. Ce înseamnă filtrare? Înseamnă că educația, cultura, sistemul de valori, biologia, personalitatea, amintirile, experiențele conștiente sau inconștiente, toate astea editează informația aia pe care o primim din mediul exterior și abia după ce informația aia a fost filtrată prin ce e deja în capul nostru, nouă ne apare o reprezentare conștientă. Stai un pic. Asta înseamnă că dacă eu și cu tine, Paul, vedem, așa cum se întâmplă în mod obișnuit zilele astea, o situație politică da. sau decizia sau hotărârea unui politician sau un dar legat de un politician, noi automat îl vom percepe Diferit. Absolut, în funcție de filtrele astea cu care Băi, operăm. Adevărul, ar spune multă lume, este același, nu? adică un politician, e un exemplu care a fost clasic mm. săptămânile trecute, a băut și s-a urcat la volan, nu? adică nu și tu și eu percep da. la fel. Dar în funcție, asta e o realitate obiectivă, faptul okay. că ceva chiar s-a întâmplat. Dacă noi, de exemplu, în timpul conversației, nu știu, unul dintre noi tușește, să spunem, asta e o realitate obiectivă. Dar cum o să fie interpretată de creierul nostru realitatea asta obiectivă să bazează, și aici e partea frumoasă că e biologie, nu e psihologie. Noi avem două procese simultane care se întâmplă în capul nostru în orice moment. Unul se cheamă percepție, care e efectiv ce captez, faptul că am văzut la știri că un politician a băut sau că eu am tușit sau orice altceva. Și în paralel cu procesul ăsta se întâmplă un alt proces care se cheamă proiecție, în care creierul meu ia ce e deja în baza lui de date, în interior, conștient, inconștient și suprapune peste realitate. Și să luăm un exemplu simplu. Dacă citești o carte despre pierderi, înainte să fi trăit vreodată la primă mână o pierdere, fie că vorbim o pierdere profesională sau personală sau ceva, o să ai o reprezentare internă, o înțelegere despre cartea aia foarte diferită de cum o să o simți și o să trăiești după ce vei fi trăit la primă mână experiența asta a pierderii. Asta explică de ce poți să citești o carte în liceu și să o citești după aia în viața adultă și să ai cu tot o altă perspectivă. Sau să vezi un film într-un moment al vieții tale să nu spună nimic, și după aia, pe măsură ce ți se îmbogățesc sau adună filtre din astea, experiențe, amintire, educație, cultură, să o vezi în cu totul alt registru. Și unde e partea problematică în aspectul ăsta? Că noi, de multe ori, când folosim cuvinte, când spunem, de exemplu, trimitem documentele cât poți de repede, într-o okay. conversație în business, noi trăim cu sentimentul că spunând asta am fost foarte clari cu privire la păi, ce așteptăm. Și nu am fost? Păi nu neapărat, pentru că dacă eu când zic asta, tu prin cât poți de repede înțelegi să ți le dau până la finalul zilei de azi, iar pentru mine cu filtrele mele, cât poți de repede înseamnă să ți le dau până la finalul săptămânii. Nu pentru că tu ai o înțelegere bună și eu una eronată sau invers, ci pentru că sunt doar foarte diferite. Acolo, eu o să mă port în linie cu ce cred că aștepți de la mine, tu o să te simți nemulțumit că nu le-am dat așa repede cum aștepta și drumul către ea e cu bune intenții. Ok, băi, și atunci, în situațiile astea, apar conflicte. Fie că Multe. vorbim de chestiunea politică de la care am plecat, fie de chestiunea de muncă invocată, dacă noi percepem în mod diferit această realitate obiectivă. Și trebuie să spun cât de diferit. Cât. De noi diferit? avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție decât în percepție. Adică, e și o vorbă în psihoterapie care zice așa că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. Și aici e interesant de pildă și cartea asta, Om în căutarea sensului vieții, scrisă de Victor Frankl, care a supraviețuit Holocaustului, arată fix asta, că în lagăr, Oamenii trăiau aceleași experiențe, oribile de altfel, doar că unii dintre ei în contextul respectiv, cu felul lor de a gândi, cu filtrele lor, cu experiențele astea anterioare, vedeau lipsă de speranță și ăștia erau în general cei care se și stingeau din viață mai repede, confirmă autorul, în timp ce alții reușeau să dea un sens suferinței lor. Dar ce vreau să vadă oamenii și să audă cei care ne ascultă și să vadă cei care ne privesc, e că sensul ăla era o construcție a minților. E la fel cum, de exemplu, dacă vii dintr-o familie defavorizată în care n-ai avut modele și filtre instalate cum că educația contează, poți să trăiești cu sentimentul că te duci la școală degeaba. Iar dacă vii dintr-o familie în care educația a fost prețuită, ți se instalează convingeri cum că merită să trag, să mai citesc o pagină, să mai fac un exercițiu, să mă mai străduiesc un pic. Realitatea e că ăștia doi copii poate să fie colegi de clasă, să meargă la aceeași școală, în aceeași clasă. De obicei sunt. Asta e. Și pe mine m-a ajutat enorm și e confirmat cumva cu mii de oameni care au trecut prin diferite conversații din astea de training, când înțelegi că realitatea ta este exclusiva ta și că noi nu suntem doi oameni pe pământ care să vedem lucrurile exact la fel, pentru că asta ar presupune să avem genetică, personalitate, experiențe de viață, cultură și educație identice, în momentul ăla te enervezi mai puțin când oamenii nu fac ce aștepți tu. Asta mi se pare că e poate cel mai valoros lucru din conversația de azi: că o mare parte din suferința și frustrarea noastră vine când nouă ni se pare că ceva era normal, era evident, era de bun simț. Ce ne arată neuroștiința și psihologia împreună este că normalitatea, bunul simț și de la sine înțeles și așa mai departe sunt exclusiv convenții sociale. Și dau un ultim exemplu foarte simplu. Dacă noi am luat masa care e în fața noastră, și am întrebat oamenii ce e chestia asta. Cei mai mulți oameni din România sau din țări civilizate ar spune că e o masă. Dar dacă eu iau obiectul ăsta și îl duc într-un trib care n-a fost atins de civilizație și îl las pe plajă, ei s-ar putea să creadă că e adăpost. Pentru că cu filtrele lor, lucrul ăsta mai degrabă seamănă cu ceva sub care te bagi când plouă sau când sunt intemperii, decât cu ceva pe care mănânci. Și realitatea fascinantă e că ambele perspective sunt legitime. De altfel, diferențele generaționale care duc la conflicte între părinți și copii tot de aici vin. Că dacă eu am crescut toată viața cu filtre care mă încurajau să cred că dacă intru într-un loc de muncă din ăla mă și pensionez, dacă am muncit și copilărit înainte de revoluție, să spunem, și acum copilul meu își schimbă job odată la 3, 3 ani, eu pot să am sentimentul că e neserios, că nu e normal așa ceva, că riscă prea mult, Percepția mea e dată de filtrele mele, nu de realitate, percepția copilului meu e dată de filtrele lui nu de realitate. Ca de obicei fascinant, Paul Olteanu, cu aceste exemple, dar cum ajută-mă. Deci că o să mă enervez, evident că o să mă enervez, dacă îi spun cuiva să fac o treabă și nu o face. Dacă eu, ca părinte, văd că nu știu, fiul sau fica mea au ales niște drumuri pe care eu nu le pot controla, ajută-mă să mă stăpânesc. Sau cel mai valoros lucru. Cel mai valoros lucru este să încerci să-ți imaginezi lucru care de altfel se și întâmplă și în discurs politic și în alte contexte, cu ce filtre operează interlocutorul tău. Dau un exemplu așa, la scală mare. Ce s-a întâmplat cu Trump, de exemplu, și cu Cambridge Analytica, în care i-au servit date despre electorat ca să poată să comunice de natură să influențeze electoratul. Păi ce au făcut oamenii I-au spus cu ce filtre operează electoratul lui. La fel cum tu, dacă reușești să înțelegi tu, părinte, reușești să înțelegi cu ce filtre operează copilul tău, ce experiențe de viață a trăit el de are sentimentul că școala nu contează sau că notele nu valorează la nimic sau din contră, de ce crede că dacă nu ia 10, viața nu are sens? Când înțelegi filtrele celuilalt, capezi mult mai multă empatie pentru interlocutorul tău, că îți dai seama că nu e nebun, nu e un om rău, nu e un om care vrea să-ți facă rău sau care nu te respectă, e un om care are cu totul alte modele despre realitate față de tine. Și chestia asta îți dă calm, îți dă empatie, îți dă compasiune. Deci atât în discurs politic, discurs public, în interacțiuni profesionale sau personale, e un cadou pe care ne-l putem face să ne reducem propriul stres și un cadou pe care îl putem face aluilalt să-i dăm mai multă înțelegere, să devenim curioși de cum vede interlocutorul nostru lumea decât să ne frustrăm că nu o vede ca noi. Paul Olteanu la Mind Architect Power by Europa FM, tot felul de astfel de exemple, sfaturi și analize pe site-ul neuroștiința la clasă.ro, un proiect Mind Architect, cel mai ascultat podcast din România și care este sprijinit de Europa FM. Mulțumesc Paul și pentru întâlnirea asta. Săptămâna viitoare vorbim despre ceva cu totul și cu totul neașteptat. Adică cum sunt foarte, foarte importanți în dezvoltarea noastră emoțională primii doi ani. Primii doi ani de Care viață. ne dau o hartă prin care privim relațiile pentru tot restul vieții. Mulțumesc încă o dată, ne reauzim. Mind Architect, powered by Europa FM.